Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în Taur pentru ianuarie. Da, ianuarie, ianuarie, februarie, sfârșitul lui ianuarie, jumătatea lui ianuarie, cum vreți. Îmi pare rău că am întârziat, dar din niște motive serioase am întârziat. Nu cam eu ceva cu voi. Iată, vă dau și niște biscuiței cu min mint, 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 mentă, da? Ca să vă îndulcesc și să vă ajut să nu mai fiți supărați și să manifestăm o energie pozitivă în această etalare. Am amestecat cărțile. Le-am afumat, le -am, ce le-am făcut, ce le face orice cititor de tarot când se pregătește de o etalare, da? Și la un moment dat vă arăt că a trebuit să mă opresc, că e prea frumos să nu vă arăt, ar fi chiar culmea. A vrut să se arate această superbă carte, Uniunea Inimilor. Cartea cu numărul 28. Poate într-o zi de 28, nu neapărat în ianuarie, de-a lungul acestui an, pentru că mesajele se pot manifesta în timp, depinde de voi în ce stadiu sunteți, în evoluția, să zic, în manifestarea întâlnirii cu sufletul pereche, cu sufletul geamă, cu ce vreți voi să manifestați în viață, că unii sunteți la început, unii de-abia s-au trezit spiritual, alții lucrează de ani de zile și atunci manifestările vin mai, mai repede la unii. Deci, aveți această superbă carte care vă confirmă că începeți să vă apropiați. Unii chiar vă întâlniți, alții sunteți pe aproape. Sau poate faceți primii pași înspre această Uniune a Inimilor. Bănuiesc că este o întâlnire cu un suflet. Pereche, un suflet darmic, eventual un suflet geamăn, unii dintre voi evoluați, repet, care ați lucrat la creșterea spirituală și atunci, alături de acest suflet geamăn, și el evoluat, puteți să creșteți împreună și să manifestați, să lucrați, da? Această coroană este lucrarea voastră împreună. Există o legătură de dragoste care nu poate fi explicată. decât eventual de divinitate, decât de faptul că sunteți unul și aceeași ființă. Da, flăcări gemene și la capătul setului de cărți, cum să nu vă arăt? Cartea mea preferată, de fapt amândouă sunt, dar hai să zicem că aceasta ar fi totuși înaintea celelalte. Și cum îmi place mie să zic, la această dragoste adevărată, sărutul care îl trezește pe Dumnezeu. Un sărut pe care nu poți să-l ai cu oricine. Nu, e clar, chiar dacă iubim pe unii, pe alții, nu putem să-l simțim pe Dumnezeu într-un sărut cu oricine. Și cine lucrează către creșterea lui spirituală, știe ce zic. Știe că nu spun prostii. Da? O dragoste puternică. Această dragoste este una în viață, sau poate chiar, dragii mei, una în mai multe vieți. În mai multe vieți. Pentru că, uneori, într-adevăr, dacă e vorba de Suflet geamă, nu ne întâlnim chiar în fiecare viață. Depinde ce manifestăm în această viață, ca să avem șansă și în viețile următoare. Să ducem această lucrare, lucrare spirituală, din dragoste, din dragoste adevărată, unul față de celălalt și față de Creator. 30, iarăși, probabil o dată care vă va spune ceva frumos de-a lungul acestui an. Pentru că e început de an și poate tot ce se citește în ianuarie frumos se. Poate manifesta într-un mod special de-a lungul întregului an. Am amestecat cărțile acestea cu care fac crucea celtică, așa cum fac eu, și s-au arătat câteva. S-au arătat 5 de monede, 2 de băte, 9 de monede și valetul de monede. Sunteți voi, toată ziua, trei cărți de pământ, da? Sunteți voi care poate sunteți lăsați de izbeliște. Asta e deja mai făcut o expresie la această carte. Sunteți lăsați în fric sau lăsați pe cineva. Ideea este că în acest fric voi vă găsiți un prieten, vine cineva în preajma voastră, acel suflet da, care vă ajută să mergeți mai departe și să schimbați această stare de, de fric, de răceală, de tăcere. Că cinci de monede vorbește și despre tăcere, să o schimbați să mergeți către șase, da? Valetul, da? Să o schimbați și să vă transformați viața, pentru că aici este clar o transformare. Și cum? Prin spiritualitate, că nu degeaba este o biserică aici, că putea să fie un mol, da? Dar nu este mol, este o biserică și atunci transformarea asta vine prin legătura cu legătura voastră cu spiritualitatea. Legătura amândurora, nu doar a voastră. Ei, și în momentul în care intrați, da, parcă e și foc înăuntru, e un foc spiritual evident, învățați să aveți curajul să manifestați, să faceți planuri de viitor. Într-o nouă direcție, pentru că văd că lăsați în spate acest frig, vă faceți planuri pentru primăvară, vară, toamnă. Ca orice om gospodar, ca orice pământean, da? Adevărat ce sunteți, că sunteți tereștri și e bine vă faceți planuri. Lăsați eventual în urmă o relație cu cineva care va ținu pe loc. Persoana respectivă era fixată în niște idei și relaționând cu ei, nu ați putut merge mai departe să vă explorați viața pe voi înși vă, să descoperiți o nouă lume, să creați o nouă lume o nouă lume în care voi să fiți abundenți. Aici este fecioară, într-adevăr. Poate unii aveți o fecioară în preajmă, fiind semn de pământ, atrage semn de pământ. Poate aveți planete pe acolo. Oricum este Venus. Da? O persoană frumoasă, independentă. Posibil vă faceți planuri să mergeți da? către această persoană. Sau să deveniți voi această persoană. Dacă aveți probleme financiare, învățați să faceți afirmații, intenții da? și să vă atrageți da? Bucurii, satisfacții reușite Și cum faceți asta? Studiind Nu doar plănuind Și studiind Am cărțile sunt uh, foarte hotărâte Să manifest acest nou Nou de, de monede Mai există și varianta ca voi Semn de pământ să faceți o ofertă ori acestei persoane, ori persoana respectivă vă ajută să ieșiți din, din starea aceasta de singurătate, de probleme. Da? Oricum, 1 și cu 9 fac 10. Împreună, oricine ați fi, că e bărbat și femeie, puteți să aveți o relație de lungă durată stabilă. Da? 10 de monede, ceea ce își dorește orice om cu capul pe umeri și picioarele pe pământ la capătul setului de cărți, aveți șase de spade. Vă îndepărtați de o situație în care ați avut... Um, nu, ce tare vorbesc. Mă uși vecinii. O situație tulbure în care n-ați avut bucurii și mergeți către ape line, ape, eventuala lună plină, um, ape clare și ce vă așteaptă, vă așteaptă asul de cupe. Nu e obligatoriu să fie un semn de apă, vă așteaptă în primul rând vindecare, vă așteaptă dragoste de sine, Creștere spirituală, evident, că trebuie să zic și asta, sau o nouă dragoste. Sau o nouă dragoste. Și se poate manifesta într-un mod foarte rapid cu acest cavaler de spade. Să comunicați, eventual, foarte rapid despre aceste 10 de monede despre care am vorbit și mai devreme. Bine, sunt multe interpretări, dar așa simt eu și poate că ceea ce simt eu să transmit acum. Este tocmai ce unii dintre voi trebuie să auziți și eventual să și manifestați. Amestec în continuare cărțile și am zis: iau uite, vă detașați emoțional. Ori de un semn de apă, ori către nouă de cupe un alt semn de apă. Da? Vă detașați de ceea ce nu v-a satisfăcut emoțional, că sunteți pămân și aveți nevoie de emoție, altfel sunteți uscați, crăpați și vă faceți spraf fără apă. Da? Vă depărtați. Îndepărtați. Da. Să vorbesc și eu mai frumos. De ce nu va mulțumit? Și mergeți către această stea, către această cupă pe care am văzut-o mai devreme, iau de transformare, da? Transformare către o nouă pasiune, o nouă relație. Frumos. Am zis că în ianuarie, chiar dacă a trecut ceva, dar asta am avut niște probleme. Nu că am eu ceva cu voi, sunteți tare, dragi, toți, toate zodile, dar am niște probleme și uneori nu reușesc să. Eu știu ce o să fie anul ăsta, poate o să fiu mai punctuală, dar nu ține de mine această punctualitate, ține de alte treburi din viața mea care îmi, îmi cer atenție totală. În fine, spuneam, iată, regele de cupe, vă echilibrați emoțional. Conectați la intuiția voastră sau poate pentru unii să fie un semn de apă în preajma voastră, pe lângă casa voastră. În fine, de obicei spuneam că eu așa fac cărțile, le împart în două, le amestec, da? Și ies toate cărțile în poziție normală, fiziologică. Am zis că în ianuarie, eu știu când o să mai fac și chestia asta, acest stil de etalare, vreau să fac altfel. Ia uite, aveți și un pește, unii dintre voi, sau niște situații care vă reclamă, da, a fost o stagnare. Aha. O stagnare, nu neapărat cu pește, a fost o situație în care a stagnat și voi vă eliberează această stagnare, uh, pentru că vă doriți abundență. Am zis că în ianuarie inversez, uh, răsucesc cărțile și amestec altfel. Ca să vedem uh, energiile și dintr-o altă perspectivă. Că tot a apărut. Uh, fac asta de trei ori. Tot a apărut spânzuratul. Altă perspectivă, un semn de apă, da? Cu care nu mai comunicați unii dintre voi. Sau dacă nu-i semn de apă, pur și simplu, nu mai vreți să comunicați emoțiile către cineva din niște motive. Aveți motivele voastre. Ia. Taur, soare, lună, vină să ascendent în taur. Ianuarie, ianuarie, februarie, cum vreți voi. Ok. Cum să tai. Taur, soare, lună, venus, ascendent în taur. Cum să vedem? Să nu vă speriați dacă ies cărțile invers. Este o altfel de etalare. Ascultați mesajul. Central. Eremitul. Semnul fecioarei. Nu știu de ce musa ai semnul fecioarei. Așa au zis ei. Eremitul. Dar ce Ce este interesant la această carte este că invers, ieșiți din frig, cum am zis și mai devreme, ieșiți din singurătate, ieșiți din întuneric. Pentru că e invers. Eu așa simt că aș putea să citesc această, dacă îmi transmite, nu că citesc, eu îmi transmit această carte în poziție invers. Normal. Când e în poziție normală, sunteți în călătorie. Am senzația că unii dintre voi vedeți. ați ajuns la capătul tunelului. Vedeți lumina, sau dacă n-ați ajuns, o vedeți și atunci intrați, băgați viteză, ca acei uh, atleți care la sfârșitul cursei accelerează, da? ce vă provoacă, ce vă provoacă, o situație, poate cu un leu, poate cu o fecioară, că iar apare fecioara, sigur aveți ori planete, ori aveți pe cineva în semnul fecioare prin preajmă. Dar nu e obligatoriu, poate să fie casa voastră a cincea, că înseamnă fecioară. În fine, ce vă provoacă? Ori o persoană în semnul fecioare, ori o persoană în semnul leului, ori o situație în care voi v-ați pierdut puterea. Poate mergând atât de mult prin întuneric că ați zis gata, nu mai, nu mai ajung în veci la capătul acestui tunel, acestui drum. Dar iată că vine lumina. Eu așa simt să citesc, vedem și cum se așează cărțile. Pentru că primele mesaje au fost foarte faine și nu pot să cred că nu va fi în continuare fain. Ah. În trecutul îndepărtat. 10 de băte. Cineva n-a vrut să se implice, să-și asume responsabilitățile. Cine o fi această persoană știți voi. Cofi semn de foc, cofi al semn, da? Pozi în poziția aceasta, dacă ați avut o căsnicie care va consumat energia, la un moment dat, pe parcursul acestui anul, în 2019, Ați hotărât să lăsați o parte din responsabilitățile astea care v-au consumat, da? Ați lăsat o parte. Poate v-ați încercat noroc într-o nouă direcție, variază de la persoană la persoană. Dar 10 de băte înseamnă că, da, ați încheiat un ciclu și v-ați hotărât, eventual ați trecut prin această călătorie spirituală, da? Acum sunteți cam la capătul cel puțin. Vă apropiați de o stație în care aveți lumină și vedeți lucrurile altfel. Hmm. Dar pentru unii poate să fie un semn de foc, asta e clar. Hmm. Cu care n-ați avut victorie? Eventual, o persoană egoistă, că în această poziție este clar că nu e vorba doar de victorie, este o persoană care necesită atenție, care vrea tot timpul. Să fie în centru atenției. Poate situația să fie la locul de muncă, nu neapărat să fie într-o relație, da? N-a fost succes într-o chestiune. Oh, ce frumos, ce mă bucur! A treia carte de foc, dar în poziție normală, în viitorul apropiat, de îndepărtat. Haideți să vedem apropiat. 9 de cupe invers. Probabil că unii renunțați la un semn de apă. Pentru unii poate acest sem de apă, pentru că este o carte invers, reprezintă varianta negativă a lui 9 de cupe. Posibil persoana respectivă avea obiceiul să bea pentru, nu toată, nu toată lumea, unii. Ori fi două, trei persoane este suficient să ajungă acest mesaj la două, trei persoane. Da? Poate persoana avea această plăcere egoistă să se simtă bine și eventual avea și obiceiul de a bea. Dar în viitor apropiat, în prezent, renunțați sau renunță ei sau voi la ei la acest personaj. Varianta aceasta invers, Reprezintă o persoană care, cum am zis mai devreme, se gândește doar la satisfacția sa emoțională. Nu-i pasă dacă pentru această satisfacție ceilalți suferă sau fac sacrificii, da? Sacrificii? Își pierd puterea? Posibil această persoană este foarte materialistă. Sau dacă nu e vorba de materialism, este vorba de o gândire și un stil de viață. O persoană care se ghidează după instincte și nu după legătura sa la spiritualitate, da? Ei, și aceasta va va, va blocat, să zic. Poate și ați trecut prin această călătorie spirituală, că asta a fost evident o încercare spirituală, o lecție, poate că a fost destul de lungă. Variază, voi păi știți mai bine cât timp a stat. Dar în această variantă, eu simt că Eu așa simt acum să zic. Că nu mai vreți în primul rând să o comunicați cu ei, cu această persoană din trecut și vă, în viitor aveți o creștere pe o altă direcție. Eventual pe, către cineva peste o apă, aveți de călătorit de exprimat pasiunea într-o altă direcție. Pentru cei care încă n-ați lucrat pentru creșterea voastră spirituală, s-ar putea încă să vă mai sim simțiți în fric și în întuneric, că doar a apărut cinci de monede. V-am zis, capacitatea de manifestare depinde de gradul vostru, de, de, al nostru de evoluție. Sfat, șapte de monede, dar invers. Dacă ați așteptat prea mult într-o relație, într-o direcție, și job, și situație, și ce ar mai putea să fie, că este cartea așteptărilor, dar vă reprezintă pe voi foarte bine, așa, cartea este să vă mobilizați, că aveți și un 8 de băte în viitorul îndepărtat. Haideți să vedem ce mai vine. Exterior, o, semn de foc. Și în poziția asta, cum am zis mai devreme, persoană, v-am zis, nu e obligatoriu să fie semn de foc, să aibă planete, că poate să fie semn de apă cu planete semne de foc, poate să fie semn de aer cu planete semne de foc. Nu ne ghidăm după zodia asta clasică pe care voi o știți. Poate are, are planete, lună sau uh, rahu era, să zic, nodul nord și atunci se poartă ca o persoană în semn de foc. Dar trecând peste acest aspect, regina de băte invers este o persoană care vrea să placă cu orice chip. Și nu doar vrea să se satisfacă fizic. În detrimentul unei vieți. principiale, corecte, spirituale, da? Această regină este forța exterioară, probabil persoana de care încercați. Să vă îndepărtați, că aveți 8 de băte, poate unii dintre voi. Poate vă doriți această persoană, eu știu. Dacă vă doriți, este treaba voastră, eu nu vă judec, este alegerea voastră. Oricum, este forța exterioară, v-am zis. femeie bărbat, ce ar putea să fie, variază de la persoană la persoană. Dar în această poziție este clar, nu trebuie să vă învăț eu, da? Este cu picioarele sus, ce ar putea să fie altceva decât nevoie fizică, sexuală. Și aici a apărut la fel și aici la fel, da? Și am zis despre o, un egoism emoțional, persoană care nu vrea să împărtășească din emoțiile sale, ci doar să fie satisfăcută. Sunt foarte curioasă. Eu zic că este, reprezintă o energie pe care voi încerca să o lăsați în urmă. Ar fi culmea să vă doriți așa ceva. Sincer. Dacă nu rezonează cu din dintre Ah, ce frumos! Vă este teamă de soare. Poate persoana, să aibă, persoana respectivă să aibă în semnul leului niște planete și atunci da, se explică de ce cea mai frumoasă carte apare în poziția fricilor. Pe de altă parte, pentru că aveți și eremitul și v-am zis, unii care n-ați lucrat în direcția aceasta spirituală s-ar putea să trebuiască să mai treceți prin niște experiențe, să înțelegeți, să vedeți lumina de la capătul tunelului să înțelegeți că și în tăcere și în singurătate nu suntem singuri, suntem alături de Dumnezeu. Vă este teamă că nu veți avea parte de această trezire, de această bucurie de pe care o merităm toți, dar cu siguranță că dacă e aici înseamnă că e cu un scop, vă avertizează că e doar în poziția fricilor, dar ea este în preajmă. Am zis, unii dintre voi veți vedea această lumină de la capătul tunelului. Cât de curând, pentru că a apărut dragostea adevărată, a apărut uniunea inimilor. Posibil, pentru unii, așa simt, acest soare să n-aibă legătură cu persoana despre care am vorbit, să fie altă persoană, jucăușă, copilăroasă, pură, poate să fie și săgetător, pentru că văd un cal, sau poate să fie orice altă zodie. V-am zis, este o persoană care pentru voi reprezintă soare și vă este teamă că nu veți... Uh, da, e flacăra voastră geamănă. Vă este teamă că nu vă veți întâlni cu această flacără geamănă. Poate... Dacă aveți de lăsat această energie, persoană negativă, zic eu, așa o simt, așa vă zic, aveți niște chestiuni legate de un copil și atunci apare copilul în poziția fricilor, în fine. Ce vă do Ah, în sfârșit o carte normală. Vă doriți? Oh, regina de monede. Păi normal. Normal! Zi și tu. Taur, tăuriță. Cum să nu dorești așa ceva? Ai sunteți voi. Sau un capricor sau alt sem semn de pământ. Dar trecând, repet, peste semne că vouă vă place, dar mie nu-mi place să dau semn, dar le zic totuși în principiu. Este o persoană echilibrată, păi normal, vă doriți așa ceva. Da, am zis. Vă doriți sufletul vostru geamă, dar vă este teamă. Pe de-o parte, vă doriți, dar vă este teamă. Pe e perechea voastră sau sunteți chiar voi. Hai să nu mai vorbim de perechi, să vorbim despre echilibru vostru financiar. Aveți nevoie să vă împământeniți și nu doar atât să vă împământeniți, cât să creșteți. Să puteți fi generoși cu cei din jur, să puteți crea E o forță creatoare foarte, foarte puternică. Poate să fie orice altă zodie și v-am zis, nu vă ghideați după zodie, pentru că avem și soare progresiv și ascendent progresiv. Eventual vă doriți pe cineva cu care puteți, pentru că imaginea soției ideale, vă doriți o persoană, ori vă doriți soția în cazul în care a fost un trio, dar deocamdată n-am văzut ceva de genul ăsta, ori vă doriți o persoană, că am vorbit mai devreme de 10 de monede, cu care puteți avea o relație de lungă durată, o persoană stabilă, nu dezechilibrată. Dacă era regina așa, aș fi zis că e echilibrată, dar este invers, din păcate. Din păcate, ați văzut cu ochii voștri. Finalul, turnul. Bănuiesc că vă separați trezirea de care vă este teamă că nu aveți parte. Un eveniment neașteptat. Eventual care vă ajută să comunicați, să călătoriți. Sau cineva vine, de eu zic că voi vă duceți. În fine. Sau avansați, dacă nu-i vorba de călătorie fizică, avansați, comunicați la distanță pe Facebook despre pasiune, despre ce vreți voi, ce vă place, despre hobby-uri, da? nu neapărat despre acest... Da? Avansați situația, relația, într-o nouă direcție, în sus văd că merge. Vă echilibrați emoțional eventual sau poate e această ruptură de acest semn de apă, variază de la persoană la persoană, dragii mei. Dar dacă nu v-am zis că acest semn de apă, poate să fie și regina de, de, monede, nu vă fixați pe semne. Într-un mod neașteptat, ce frumos au așezat și cărțile, vă echilibrați emoțional, vă recâștigați încrederea, pasiunea, că asta înseamnă în poziție normală, eu un cavaler foarte uh, curajos care luptă pentru idealul său, nu e player, nu e jucătorul, nu, în poziția asta este un Da. Un om plin de încredere care e în stare să treacă și oceanul pentru persoana dragă. Pentru că regele de cupe ca și energie, nu ca personaj, ca energie reprezintă intuiție, echilibru emoțional, echilibru și creativitate. Foarte Ah, ce frumos! Dragoste mare la un moment dat în februarie. Acum trei de cupe, da, un trio, invers. Asul de monede, n-a mers, dar vă ridicați, ce frumos, vă ridicați, da, vă ridicați deasupra săbiilor și o luați de la zero. Are rost să mai arăt? Nu, e suficient, de prea frumos ca să mai căutăm așa. Prea frumos, da, ieșiți într un trio. Sau dacă n-a fost trio, situație în care nu v-ați bucurat, pentru că n-ați avut creștere. N-ați avut creștere. Și de aia nu va oferi nici Dumnezeu, nici uh, Universul, cum vreți voi să ziceți, această stabilitate. Pentru că nu era persoană, da? Și vă ridicați. Vă ridicați și o luați de la zero cu încredere. Este mai greu pentru tauri că sunteți semne fixe, dar asta e. Se poate. Mai luăm o carte? Hai să vedem. Așa fac aia a fost o să zic un bonus. Un bonus din partea Universului. Dragii mei, taura și taurițe. Cereți ajutorul. Dacă aveți nevoie de ajutor financiar, că am vorbit de 5 de monede, da? Mai devreme. De o stare de singurătate, de frig. Acceptați susținerea cuiva. 14. Ca asta vă spune ceva. Poate să fie și consiliere, consiliere emoțională, psihologică, financiară, de care ar putea să fie. Cereți ajutorul. S-ar putea unii dintre voi să aveți nevoie să vorbiți despre toate lucrurile prin care ați trecut, prin care treceți. Haideți, încă una, totuși. Și apreciați acest moment. Da. Chiar dacă pare trist, ia uite, 33, număr maestru. Chiar orice lucru prin care trecem, ne aduce mai aproape de această flacără geamănă, de acest destin al nostru. Asta e. Foarte frumos. Vă doresc dragoste, creștere spirituală. Numai bine. Pa!